Bucureștiul se încadrează în scenariul verde, fiindcă și dacă este un număr relativ mai mare de cazuri, la o populație foarte mare a Bucureștiului, după acest criteriu acceptat de Organizația Mondială a Sănătății, de Ministerul Sănătății, Bucureștiul intră în categoria verde. Ca să fim foarte bine înțeleși, majoritatea localităților din România intră pe scenariul verde. Foarte puține sau zero cazuri. Un număr de câteva sute de localități, la momentul acesta când vorbim, încă o dată, măsurătoarea se va face atunci când e să înceapă școala. Deci la momentul acesta, ca și exemplu, sunt câteva sute de localități din România care intră în scenariul galben și sunt numai 50 de localități în România care astăzi s-ar încadra în scenariul roșu. De asta am spus, școala va începe pentru majoritatea elevilor. Iar dacă într-o localitate numărul de cazuri crește, atunci școala se închide pentru acea localitate sau pentru acel cartier. Nu se poate face o închidere per ansamblu, fiindcă nu este motivată epidemiologic. Deci cazuri noi la mii de locuitori? Asta era întrebarea. Este vorba de cazuri noi din media ultimelor 14 zile per mii de locuitori. Aceste analize vor fi foarte detaliate, se vor face permanent și se vor actualiza permanent. Important este ca aceste date să fie obiective și criteriile să fie aplicabile de către comandamentele județene. Și da, vom avea situația când în unele localități școala se va face online, fiindcă sunt multe cazuri, iar în alte localități școala se va face absolut normal cu prezența fizică a elevilor, fiindcă în acea localitate sunt puține cazuri. De aceea, această împărțire pe scenarii, care este acceptată de foarte multe țări, este folosită și la noi.